Această emisiune vă este oferită de Unibet, de la jucători pentru jucători. Fraților, suma tuturor respectelor, bine v-am regăsit, episodul cu numărul 258 punctul nostru, avem săptămână europeană. Mulțumesc tare mult celor care ne-au urmărit și episodul trecut, peste 10.000 de vizualizări, emisiune de nișă. Noi suntem extrem de mulțumiți, chiar dacă trebuie să recunoaștem, luna februarie n-a fost deloc așa cum ne-am fi dorit. Recunosc, i-am spus unui prieten, cred că luna asta, februarie, a fost una dintre cele mai parșive luni pentru mine din cariera de parior, după o lună petrecută acum vreo 2 ani într-o vară fierbinte, când și atunci m-am nenorocit. Dar cine știe, ușor, ușor poate că lucrurile se repun pe picioare, bă, până la urmă trebuie să fii și optimist și să joci biletele cu încredere, pentru că orice face, tu tot nu poți să ghicești viitorul. Vineri am avut cota 2 câștigătoare, sâmbătă pierdută, duminică încă o dată câștigătoare. Biletele în cotă 10 nu au ieșit. Greu, fraților, greu să prinzi bilet în cotă 10. Haideți să fim realiști. Săptămâna aceasta o să ne vedem pe live, cel mai probabil în weekend, adică sâmbătă. Și dacă se aliniază unele astre așa cum mi-aș dori, poate joi seara de pe la ora 20-21 pe Europa și Conference League, dar vom vedea. O să vă anunț din timp, nu pot să ajung pe live pe Champions League, am câteva variante de luat. Nu e vorba de bani, nu e vorba de lipsă de încredere, doar că am alte lucruri programate și marți, miercuri nu pot să ajung pe Champions League. Dar pentru acest episod cu numărul 258 v-am pregătit, fraților, 8 bilete, recomandări pe fiecare meci din Champions League, o să vorbim și de Europa League. Și nu uitați, bă, cu încredere apăsați butonul de like, e gratis, abonați-vă la canalul de YouTube pentru că important, nu pierdeți nici măcar o emisiune. Mai ciuguliți un pont de la noi, două de la dumneavoastră și poate că la final, când trageți linie, la final de lună sunteți câștigători. Au fost rezultate așa și așa în weekend. Nu pot fi niciodată toate drepte și niciodată toate strâmbe. Dar duminică, de exemplu, Real Madrid nu bate la Vallecano, Milan pierde la Monza, Bayern pierde la Bochum. Poate că aia a fost cea mai mare surpriză, mai ales după toate întâmplate la Bayern München, ca și pariori. Era normal să joci Bayern și over 2,5. Imposibil de anticipat rezultatul din Bochum-Bayern. Iată ce înseamnă să te trădeze un antrenor, face victime colaterale și în rândul pariorilor. Era greu să joci victorie Bochum, hai să fim soliși. Dai eu unui parior 1000 de lei în mână să văd dacă o să joace 1 sau 1x la Bochum-Bayern München. Mi-a apărut rău de biletul pe care mi l-a trimis Robert. El a fost una dintre victimele pe care Bochum Bayer le-a făcut. El a investit 1023 de euro pe acest bilet. Eu știu pe băiat, nu personal, ci doar prin intermediul rețelelor de socializare, pentru că e un tip care de cele mai multe ori joacă easy money, a și câștigat, dar a și pierdut sume mari de tot în unele momente, doar pe poșirci de acest gen. Vedeți biletul cu 1.28 la meciul din Belgia, 1.21 la meciul din Portugalia, 1.38 la meciul din Turcia și s-a lovit de victorie Bayern München, Bochum, învingând-o pe campioana Germaniei. Ar fi avut un câștig de 2.816 euro. Atunci când dozi easy money din poziția în care Bayern se afla, noi aici vorbim doar din perspectiva pariolilor, eu cred că Robert n-a greșit cu absolut nimic jucând pe victorie Bayern München. Parcă era prea mult ca Bayern să mai piardă încă un meci după înfrângerile cu Leverkusen și Lazio. Dar iată, fraților, pariurile mereu, mereu, mereu vor fi imprevizibile. City-Chelsea, City la victorie 1-36, se termină 1-8. N-ai ce să le faci. Și mai e și aia. Uneori, orice joci, pierzi. Am văzut un bilet al lui Paul Marius, un prieten activ al comunității noastre, Doru Crăciun. Bun câștigul. Bun câștigul și iată ce se întâmplă când nimerești meciurile pe goluri. Bă, eu nu zic că n-o fi și o analiză, dar atunci când joci 2, 4, 6 meciuri pe goluri, eu zic că îți trebuie un mare gram de noroc. Practic 6-3, îți trebuie 18 goluri repartizate pe fiecare meci cum trebuie. Cotă 20, domnilor, aici. Hannover Fürth 2-1, Vaduzion 1-2, Darmstadt Stuttgart 1-2, Fulham Aston Villa 1-2, Nordsjælland Ljungby 3-2, și Silkeborg Copenhaga 0-3. Dacă vedeți, în 5 din cele 6 meciuri s-au marcat fix 3 goluri. De câte a avut el nevoie? Nici mai mult, nici mai puțin.
O ocazie ratată într-un meci, erau bănuții. 6.549 de lei câștigă. Și aici, bilet în care unele detalii care au făcut diferența în teren, au făcut diferența și pe acest bilet. Nu mă puteți să mă contrazice. Și o să mai închid seria biletelor câștigătoare cu un bilet al amicului meu, Andrei, care merita și el un câștig după câteva înfrângeri usturătoare. Bilet jucat pe Unibet cu o miză de 2.795 de lei. Câștig 23.122 de lei, cotă 8.27. Vi-l prezint doar ca să avem moral bun, așa, pentru săptămâna europeană. A jucat la Botoșan Craiova peste 1.5 și X2. La pauză era 2-0 pentru Botoșani. S-a terminat 2-2. La Luton cu United a luat X2 peste 2.5. Bun rezultatul aici. În minutul 20 era 1-2 pentru United. Victorie Rennes cu Clermont. St. Johnson cu Rangers. Victorie Rangers și peste 1.5 goluri. Și la Young Boys. Victorie Young Boys. Dar atenție, oaspeții au ratat penalti la 0-0. Și aici. Bulan la Craiova. Bulan la Young Boys. Că dacă marcau oaspeții, nu știi cum se termina. Felicitări, dragă Andrei, mult succes și pe săptămâna europeană și să vă mai spun o chestie. Dacă îmi jucați voi mie biletele în cotă 2, să știți că nu influențați rezultatele în teren. Că s-a creat această manie, această nebunie în care eu nu cred absolut deloc. Dacă îmi joacă Mihai din Ocna Mureș biletul în cotă 2, nu o să crape biletul în cotă 2 că l-a jucat el. Că el e ghinionist, că lui nu i s-a așezat niciodată. N-are, bă, nicio legătură. Poți să-mi joci biletul de astăzi și până săptămâna viitoare în fiecare zi. Dacă e dat să fie câștigător, vei câștiga. Dacă nu, nu vei câștiga. Deci mai terminați cu alibiurile astea copilărești. Că, bă, Doru, nu ți-a ieșit biletul în cotă 2, că l-am jucat eu, că-s ghinionist, că m-ați pages cu mesaje. Bă, n-are nicio legătură. Fiți, bă, rațional la ca vorbim de pariuri și de niște lucruri care se întâmplă în viitor. Terminați cu prostii. Hai, suntem pe Unibet, e clar, avem nevoie de o serie câștigătoare. În primul rând este obligatoriu să ne iasă biletele în cotă 2. Le-am jucat încă o dată într-o 1000 de lei și e foarte, foarte important să ne iasă biletele în cotă 2, să ne acoperim pierderile și apoi să încercăm să trecem pe profit. Pe Unibet, nu uitați, orice bilet plasat după ce vă deschideți contul prin linkul din comentarii, aveți un pariu fără risc de 300 de lei. Jucați-l, fraților, e foarte important. Nu uitați, dacă primul vostru bilet pe Unibet este necâștigător, vă luați banii înapoi până la 300 de lei sub forma unui pariu gratuit. Practic, joci pe banii lor primul bilet, dar atenție, cu o miză de până la 300 de lei și obligatoriu să faceți cont prin linkul din comentarii. Și pe lângă acest pariu de 300 de lei fără risc, mai aveți încă 200 de rotiri gratuite. Le jucați dacă vreți. Bă, poate ciuguliți ceva. Din păcate, realitatea spune că undeva la 8 din 10 pariuri joacă și la casino, dacă nu cumva chiar la 9 din 10. Ma, eu n-am ce să fac, nu pot să schimbă publicul și mentalitatea jucătorilor. Am îmbătrânit și nu știu mai am timp de asta. Deci, pariu fără risc de până la 300 de lei pe Unibet dacă vă deschideți cont prin linkul din comentarii. Și o să începem cu biletul în cotă 2 de marți. E un eveniment din Champions League și un meci din Premier League. Ama, nu o să fiu nici eu copil și să cad în cealaltă parte și să spun că nu mai e de jucat pe City pentru că City se transformă într-o echipă capcană pentru pariu. Bă, nu pot să fiu de acord nici cu asta. Hai să fim serioși. Iar acum City o întâlnește acasă pe Brentford. E meci de 4-0 pentru City. Trebuie să recunoaștem asta. Te încuși cu de Chelsea acasă, Liverpool are deja un anumit avans în campionat, Arsenal e acolo, Brentford e praf și pulbere, praf, măcel, e prăpastie. Adică cred că ar termina 1-1 și cu voluntarul lui Dică. Ama, Brentford se duce la City, mod normal, e victimă sigură. Nu cred că cetățenii vor mai sta la discuție cu o lăleală încă o dată până în minutul 60 și se deschide robinetul după pauză. Nu cred asta după ultimele evenimente petrecute în jocul și în rezultatul celor de la City. Eu am luat City cu Brentford, fraților, 1 pauză, 1 final la cota 1.60. Mi-a plăcut și cota, dar aici am jucat meciul. Din punctul meu de vedere, ați văzut și ce diferență a fost în Brentford-Liverpool. Da? Iar acum, nu de mult, într-adevăr, s-a jucat Brentford cu City. A fost 1 pauză, 2 final.
dar când City s-a urcat călare pe Brentford, Brentford n-a mai avut nicio șansă. Aici cred că City va câștiga meciul încă din prima repriză, 1 pauză, 1 final. Și acum vă întreb pe voi, poți să joci acest meci în X pauză, 1 final, cu 500.000 de lei? Băi, eu zic că nu poți, că faci experiment pe banii tăi. De, tot te-ai îndreptat către un 1 pauză, 1 final. Și apoi am luat Atletic, am luat Inter cu Atletic cu Madrid, 1x și Inter marchează la 1.25. O cotă micuță. 1.75 are Inter la victorie. Nu sunt probleme de lot în tabăra celor de la Inter. Atletico are ceva probleme de lot. Azpilicueta, Morata e accidentat de o perioadă bună de timp. Nu cred că Atletico are puterea acum să o învingă pe Inter la acasă. Inter merge dumnezeiește. E o pretendentă, din nou, din punctul meu de vedere, la semifinale UEFA Champions League. Inzaghi a construit o formație de top a Europei prin Inter în acest moment. Eu cred că Inter va marca, pentru că returul de pe Wanda Metropolitano poate fi extrem de imprevizibil. Eu aș vedea o victorie scurtă a celor de la Inter. 1-0, 2-0, nu știu dacă Atletico Madrid marchează în această deplasare. Deci eu am jucat Inter-Atletico 1 și Inter marchează. Și din două meciuri mi-a făcut biletul în cotă 2. Dar, pe lângă acest bilet în cotă 2, pe marți va mai pregăti ceva. Și haideți să vorbim acum de biletul în cotă 3.29 cu 450 de lei investiți, câștig de 1.470 de lei. Atenție, pe acest bilet nu apare PSV Dortmund, al doilea meci din Champions League, dar imediat o să vedeți de ce. Pe acest bilet am jucat Inter cu Atletico 1 solist la 1.76. Cred că Inter câștigă 1-0, 2-0. Poate un X pauză, 2 final, 0-0 pauză, o execuție de generic să facă diferența, o acțiune a lui Lautaro Martinez. Noi aici nu suntem analiști sportivi să analizăm meciul. Noi vorbim doar de perspectiva pariurilor. Apoi avem Manchester City încă o dată cu Brentford, îl joc în handicap minus 1, crezând și sperând că cetățenii vor câștiga la handicap de 2 goluri. Adică 3-1, 2-0. Important e, ar fi senzațional ca City să conducă încă de la pauză cu 2-0, un scenariu deloc imposibil. Și ultimul eveniment de pe bilet e un Southampton cu Hull. Interesant meci din perspectiva clasamentului, dar eu îl voi juca pe cornere, minim 9, deși cota este un pic micuță pentru minim 9, o linie destul de ridicată, 1.27, dar uitați-vă la media de cornere a celor de la Southampton pe teren propriu. Și eu un meci cu o miză uriașă, 3 puncte mari puse în joc, eu cred că meciul va exploda și 9 cornere vor veni. Și vă promiteam că o să am recomandări pe fiecare meci din Champions League. Mie PSV Borussia Dortmund s-a părut un meci extrem de imprevizibil. PSV e favorită acasă, dar nu știu dacă și la calificare. Cred că e totuși greu de învins PSV pe teren propriu. Dortmund într-adevăr rămâne o forță și poate să câștige, de ce nu, pe orice teren. Uite, a câștigat la Newcastle, să nu uităm acest lucru. Dar în acest meci am făcut un combo pe Unibet din 4 selecții. Mi-a ieșit o cotă de 2.60, o cotă decentă pe care am investit 500 de lei exclusiv așadar pe PSV Borussia Dortmund. Și câștigul a fi de 1.300 de lei. Am jucat un X, nu cred că Dortmund bate la PSV. Eu mă ajunge către un 1-1. Știu că mulți pariori vor juca over 2.5, eu aș fi puțin prudent. O să joc totuși, deci 1x peste 1.5, minim un gol în prima repriză și PSV are minim 4 corner. Mi se pare o alegere chiar ok pentru un match tur. Să nu uităm că Borussia a avut o perioadă excelentă în acest start de an, dar a și suferit teribil în 2023, iar PSV acasă e o echipă tare de tot și o nuncă greu de spart. Cam asta joc, domnilor, pe PSV Dortmund și am închis ziua de marți. Pe ziua de miercuri, două bilete, cota 2.16 cu 1.000 de lei investiție, posibil câștig de 2.164 de lei. Și avem un Napoli-Barcelona. Cred că va fi o adevărată nebunie în Italia. Un adevărat vulcan se va zgudui din toți rărunchii stadionul. Barcelona devine după 2-1 la Celta. Napoli are mari probleme, cu o singură victorie în ultimele 5-6 meciuri și aceea chinuită cu Verona 2-1. Dar când vorbim de UEFA Champions League, totul se schimbă. Osimhen a fost odihnit în meciul cu Genoa, încheiat la egalitate 1-1. Dacă acesta va reveni la Napoli, cu siguranță va fi un mare atu pentru napoletani. Barcelona, din perspectiva mea, cred că va marca în această deplasare. Are toate armele
să o facă, mai ales că Napoli e extrem, extrem de visătoare în defensivă, dar ținând cont de toată această nebunie din Italia, eu cred că și gazdele vor marca și o să joc, ambele marchează la 1.58. Și al doilea eveniment, am jucat Porto-Arsenal, minim 3 cornere pentru Porto. Băi, 90 de minute, un corner la 30 de minute pentru Porto mi se pare extrem, extrem de accesibil. Eu cred că vor fi multe momente din joc când Porto va ataca. Nu știu dacă posesia va fi zdrobitoare în favoarea celor de la Arsenal. M-aș bucura ca Tunari să deschidă scorul și apoi posesia să vină în rândul celor de la Porto, dar pe Dragao, eu zic că Porto va avea 3 cornere în meciul cu Arsenal. Nu e o victimă sigură Porto acasă cu Arsenal, deși Arsenal are 1.65, cred că, la victorie. Deci, 3 cornere Porto, ambele marchează Napoli-Barça. Și dați-mi voi să mai fac o predicție nebună, Napoli-Barcelona, să nu cumva să avem GG încă din prima repriză. Al doilea bilet pe miercuri și apoi ne ducem pe Europa și Conference League. Cotă 4, fraților, cu 400 de lei. 1600 de lei. Avea, atenție, am un retur în Conference League, Hand cu Maccabi Haifa. În tur a fost 1-0 pentru Maccabi Haifa într-un meci în care Hand aproape că l-a controlat în totalitate, dar a fost acea partidă în care mingea n-a vrut să intre în poartă. Acum cred că lucrurile vor sta cu totul diferit și o văd pe Hand favorit. Atenție, la 1.95 la victorie. Aș fi vrut să joc în 1 solid dacă stătea mai bine cu banii. Dar am căutat siguranța pe acest bilet jucându-l 1 și gazdele marchează la 1.36. Apoi avem Napoli-Barcelona, atenție, l-am jucat peste 3.5 cornere Napoli în meci și peste 1.5 goluri în meci total. Deci pe goluri vorbim de peste 1.5 goluri total în meci, nu Napoli. La cotă 1.63, foarte bună cota mi se pare. Deci 4 cornere Napoli și peste 1.5 goluri în meci, oricare, foarte bună cota 1.63. Porto-Arsenal X2 și sub 4.5 goluri 1.24, nu săriți pe victorie Arsenal și 4-1-3-2, că nu știu dacă vom vedea asta. Poate o victorie scurtă, 0-1-0-2, 1-2 Arsenal, dar să sară meciuri de 4 goluri, nu cred. Și avem Liverpool-Luton în Premier League. Liverpool merge bine, bine, place echipa lui Klopp, chiar și fără Salah a mers bine cu acel accident la Arsenal, ok? Cred că Liverpool va câștiga la handicap, la minim 2 goluri diferență cu Luton, mi se pare carne de tun Luton pe Anfield, 1-4-7. Bun, ziua de joi e într-adevăr mai complicată pentru că avem Europa și Conference League. Pe biletul în cotă 2, deși e o prostie ce spun, am căutat siguranță. Jucând 3 evenimente, jucând 2 duble care n-ar trebui să mă trădeze. Toulouse-Benfica X, 2-1-24. Hai mă, tată, mă, nu poate să piardă Benfica, mă, la Toulouse. O echipă de mijlocul clasamentului în Ligue 1. Chiar dacă în tur Toulouse a chinuit-o puțin pe Benfica, dacă ne rog după raportul ocazilor, trebuia să fie 5-1. Pentru Benfica. Apoi avem un Roma-Feyenoord 1-1 în tur. Posibil să avem remiză și în retur, tot către 1-1, dar să piardă Roma pe Olimpico 90 de minute, mai ales la ce a arătat Giallorossi cu De Rossi pe bancă, nu cred. 1x1-33 și Sparta-Praga-Galatasaray, gazdele marchează, 2 goluri marcate de Sparta în tur. Cred că e normal pe undeva să ne așteptăm ca cehii să marcheze în poarta celor de la Galata în retur. Tot 1000 de lei am jucat pe biletul în cotă 2 de joi și apoi pe joi mai am un bilet în cotă 603. Cu 300 de lei am mers pe acest bilet. În tur a fost 0-0 în Lanz Freiburg, acum se joacă returul și o să joc în sub 3.5 goluri. Poate că e de încercat și X pauză sau final. Marseille Shakhtar 1-1 în tur, nu m-ar mira să vedem deznodământul și e gata. S-a tăiat Gattuso și pe banca celor de la Marseille. Pierdu și în ultima etapă cu Brest 1-0, deși Brest a jucat cu un om în minus încă din prima repriză. 1x și peste 1.5 goluri, cotă 1.42. Torino cu Lazio, mi-aș dori să nu cade domn profesor iar într-o tâmpenie, dar eu zic că Lazio nu poate niciodată câștiga în acest moment la Torino acasă. 1x, ce bine joacă Torino acasă. 1.36, și Lazio într-un moment extrem de aglomerat și cu dubla Bayern München în Champions League. Rennes-Milan, 3-0 în tur, eu cred că în retur gazdele vor găsi golul de onoare la 1.30 și Karabakh-Braga în tur a fost o tâmpenie, 4-2 pentru Karabakh. Eu merg pe golul, fraților, și în retur, mai ales că avem o cotă decentă, chiar bună, 1.76 la peste 2.5 goluri în Karabakh cu Braga. Cotă 603, cu 300 de lei, posibil câștig 1.800 de lei. Sper, repet, ca joi
să ne vedem pe live, dar nu depinde de mine, o să vă anunț în cursul săptămânii. Și avem și ultimul bilet, un bilet special în cotă 11.78. Dacă îl jucați pe Unibet, nu uitați că aveți și varianta de combo booster. Deși eu am la Toulouse Benfica 1.24 și de asta nu m-am putut folosi de combo booster, eventual puteți să jucați X2 și Benfica marchează, pentru că la promoția combo booster pe Unibet trebuie să aveți minim pe selecție cotă de 1.25 și câștigul crește treptat de la 4 selecții pe bilet. Deja la 6 meciuri, dacă aveți pe bilet în cotă de minim 1.25, aveți cu 9% în plus. La 9 meciuri pe bilet în cotă de minim 1.25 aveți 23% în plus pe bilet, iar de exemplu la 12 evenimente pe bilet în cotă de minim 1.25 aveți deja cu 50% mai mult. Așadar, nu uitați să vă activați mereu combo booster pe Unibet, iar dacă nu aveți cont, faceți-vă cont prin link-ul din comentarii și luați pariul fără risc de 300 de lei. Biletul în cotă 11.78 pe marți, miercuri și joi. Eu am luat evenimentele în care să spunem că am avut cea mai mare încredere, am plus 300 de lei, câștig de 3.500 de lei. Bun, 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 mi-ar acoperi 3 bilete în cotă 2 deja jucate. City Brentford 1, pauză 1, final. Porto Arsenal minim 3 cornere Porto. Napoli Barça minim 4 cornere Napoli și peste 1,5 goluri totale în meci, 1.63. Liverpool-Luton, victorie pentru Cormoran la 2 goluri diferență. Toulouse cu Benfica X2, Roma-Feyenoord 1X, Torino-Lazio 1X. Din nou a mers pe cifra magică 7, foarte multe ori o cifră care atunci când am jucat-o combo în pariuri mi-a adus câștiguri importante. Nu știu de ce, mereu, de multe ori când am jucat 7 meciuri am sesizat că am câștigat. Cam ăsta a fost 258, fraților, episodul. Nu uitați că sunt și eu un parior ca voi. Respectați munca pe care noi o depunem aici. Chiar acum, într-o zi, am calculat 258 de episoade acum. Vreo 400 și ceva în vechiul proiect înseamnă aproape spre 700 de emisiuni în online și cel puțin 300 am avut pe micile ecrane la TV. Cu Faci Pariu, cred că am depășit lejer 1000 de emisiuni filmate doar despre pariuri. Băi, oameni buni, 1000 de emisiuni. Încă mai avem nervi, răbdare și încredere că vă putem oferi câștiguri. Ok, să fiți sănătoși și să pariați responsabil. Această emisiune v-a fost oferită de Unibet, de la jucători pentru jucători.